Guvernul a alocat 12.000 de lei din fondul de intervenție pentru refacerea drumurilor și podurilor afectate de alunecările de teren din județul Prahova. Pe lista obiectivelor care vor fi reparate se află zona Podrotar din Ceptura, mai multe puncte din comuna Predeal, Sărari, precum și drumul local din satul Podul Chei din comuna Brebu. Comuna Cerașu beneficiază de o sumă de 219.000 de lei pentru refacerea drumului local din zona Rudari și apărarea malurilor și refacerea drumurilor locale din zonele Butucaru și Șandru. Sume importante pentru refacerea drumurilor vor primi și comunele Drajna, Sat Cătunu, Gormeț, Sat Nucet și Telega, Sat Buștenari. Cei mai mulți bani merg în satul Scorțeni din comuna Scorțeni, peste 2.800 de lei, acesta fiind cel mai afectat de alunecările de teren din primăvara acestui an.